Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, anunță faptul că 120 de garaje vechi din 5 cartiere au fost desființate, iar în locul acestora, în luna aprilie, se vor amenaja locuri de parcare. Totodată, acesta anunță și amenajarea unui spațiu cu 80-90 de locuri de parcare și verdeață în zona Girocului, pe strada Martir Ioan Stanciu. Vom avea parcări etajate la Gara de Nord, Spitalul de Copii, în zona Dacia, în spatele magazinului Bega și în zona Calea Buziașului, a mai adăugat Ruben Lațcău.